Potrivit Mediafax, Sandu a fost prezent miercuri seară la sediul Ministerului Administrației și Internelor, unde a participat alături de miniștrii Mircea Dușă și Raed Arafat și de alți oficiali la o videoconferință în cadrul comandamentului. Directorul ANM a arătat că joi noapte și vineri vor fi temperaturi cuprinse între minus 15 și minus 25 de grade Celsius și că va fi dată o informare pentru temperaturi scăzute. El a arătat că avertismentele în acest sens vor viza scăderea presiunii la gaze și alte aspecte ce interferează cu factorul meteorologic. Ion Sandu a mai spus că temperaturile în țară vor reveni de sâmbătă la valori normale pentru această perioadă, iar de duminică vor reîncepe precipitațiile.